Un grav accident rutier a avut loc astăzi la amiază în Ruginoasa. Două autocamioane s-au ciocnit, iar în urma impactului violent ambii conducători auto au fost răniți. Aceștia au fost duși în compartimentul de primire a urgențelor din Pașcani cu diferite contuzii. Circulația pe DN28A a fost întreruptă, traficul a fost deviat pe artera Mogoșești-Mircești-Strunga. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. În cercetări efectuate, s-a constatat faptul că un ansamblu de vehicule format dintr-o auto utilitară și o semiremorcă, condus dinspre Pașcani către Târgu Frumos de către un bărbat de 36 de ani, ar fi intrat în coliziune cu un alt ansamblu de vehicule format tot dintr-o auto utilitară și o semiremorcă, condus din direcția opusă de către un bărbat de 55 de ani. În urma impactului, ambii bărbați au fost răniți. De asemenea, șoferul de 36 de ani a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, însă conducătorul auto în vârstă de 55 de ani nu a putut fi testat cu aparatul alcool test, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.